Bună dimineața! O zi un pic mai și mai tristă, de fapt, și ieri a fost o zi tristă și alaltă ieri a fost o zi tristă din pricina atentatelor de la Bruxelles. Dar astăzi, cu atât mai mult cu cât s-a și decretat zi de doliu național, astăzi o să încercăm să fim poate un pic mai sobri, mai așezați, mai, nu știu, m-am și gândit să, oarecum să, nici nu știam cum să mă îmbrac, nici nu știu ce anume cum să structurez toate lucrurile, pentru că, până la urmă, sincer, dacă e să mergi pe, nu știu, mersul firesc al lucrurilor, dacă e să mergi pe mersul firesc, oare cum am făcut eu construcția asta? Nu-mi dau seama. Tocmai am înghițit o pastilă pe care trebuia doar să o țin în gură. E perfect. Bun, deci începem ziua cum nu se poate mai prost, în sensul în care nici răceala asta nu-mi dă pace, dar asta este cea mai mică problemă în contextul evenimentelor internaționale. Și ne referim, desigur, la exploziile care au avut loc în urmă cu două zile la Bruxelles. De altfel, ieri toată ziua despre asta s-a vorbit. Marți, toată ziua despre asta s-a vorbit. Eu cred că și astăzi toată ziua se va vorbi despre asta și nu mi se pare prea mult. Cred că în continuare și se vorbește prea puțin despre treaba asta. Nu reușim să găsim suficiente soluții, abordări de situație, să reanalizăm chestiunile suficient ca să putem să facem un pas pe subiectul acesta. Colegii de la știri au realizat un nou reportaj, așa cum spuneam, în fiecare zi s-a abordat subiectul acesta. Hai să urmărim și bucățica asta și povestim iarăși după. Avem în fața apartamentului doi militari înarmați până în dinți. Nu e foarte multă poliție pe stradă, pentru că, în mod cert, își continuă activitatea de identificare a complicilor celor care au solicitat aceste atentate. Se simte o atmosferă apăsătoare, însă încetul cu încetul viața se reintră în normal. Oamenii critică modul în care au gestionat autoritățile belgiene această situație de criză majoră. Am vorbit și eu cu câteva persoane care au copii, care ar trebui să le meargă copiii astăzi la școală, dar preferă să-i țină acasă și încă să nu îi ducă la școală și chiar critică unele măsuri luate de autoritățile de aici. Adică ele spun că nu li se pare normal ca după o zi neagră, cum a fost cea de ieri, astăzi deja toate activitățile să fie continuate ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Doar aeroportul Charleroi este în prezent operațional în zona Bruxellesului. Cei care au zburat ieri spre capitala Belgiei din Cluj-Napoca spun că se întorc la familiile lor pentru a le fi alături. Ne-au spus că ne putem întoarce, putem zbura la Charleroi. Totul este blocat, e haos acasă. Suntem aici cu Erasmus. Eu sper că nimeni din familia mea nu a fost rănit. E puțin înfricoșător. Principalul aeroport din Bruxelles, unde a avut loc primul atac terorist, va rămâne închis și în următoarele ore. Normal că rămâne toată situația în continuare înfricoșătoare. Spuneau cei, mă rog, din domeniul turismului că totul este afectat. Păi firesc că este totul afectat. Din păcate, abia prin vară, probabil că într-un anume fel își va reveni povestea asta cu turismul. Dar, deși prima noastră, nu? Prima tendință care ar fi bine, mă lași cu turismul, oamenii mor acolo, ok, sigur că putem să percepem și chestia asta, este tragic, dar țara asta trăiește destul de bine și de pe urma turismului, adică a muncit destul de mult ca să ajungă acolo și acum dintr-o dată să îi se ia atâta bun, știi? În afară de asta, aseară, de exemplu, azi noapte așteptam pe cineva de la, să iau de la aeroport și vreau să zic că era plin de oameni din ăștia militari cu dita mai mitralierele, puștile. Nu știu exact, că nici nu m-am gândit sincer să mă să întreb, eram preocupată de omul pe care trebuia să-l iau. Dacă venise pentru că era atentatul, mă rog, au fost atentatele astea și atunci toate aeroporturile din țara noastră de asemenea au intrat pe linia asta de maximă securitate sau poate că pur și simplu era un anumit zbor sau, mă rog, erau chestii de genul ăsta mai specifice. E drept că la un moment dat a ieșit acolo de pe, știi că se deschid porțile, ies oamenii. Bun, la un moment dat a ieșit un om ținut de braț, de un braț și de celălalt, de doi polițiști.
era escortat de poliție, cu mașina poliției, dar nu în sensul că era ceva VIP sau o fi ceva VIP la vreun penitenciar. Cel puțin așa, așa părea să fie tot comportamentul ăsta. Dincolo de asta, peste tot, de fapt, vedem că numărul militarilor, a persoanelor din armată, e mai numeros pe străzi, în aeroport și mai departe. În urmă cu 2 săptămâni, când eram la Paris, la fel se întâmpla. Și încă atunci nu putem să ne referim doar la atentatele de anul trecut. Deci anul ăsta nu a mai fost ceva, să zici, un incident care imediat să-i fi mobilizat. Oamenii păstrează în continuare alertă ridicată. În fine. Tot în jurnalul de ieri am mai remarcat încă o chestiune drăguță și am zis hai să o punctăm și noi în această dimineață, apropo de un salon de inventică, pentru că sunt foarte mulți români și în mod special studenți de la Universitatea Tehnică de aici, din zona Transilvaniei, din Cluj, care, băi, sunt fantastici, sunt niște, părerea mea, sunt niște genii. Reușesc să găsească atâtea obiecte pe care să le inventeze într-o, fie facilitatea activităților noastre cotidiene, fie pentru a dezvolta și mai mult, e o etapă în plus pentru dezvoltarea tehnologiei și oamenii ăștia sunt colosal de fantastici. Un reportaj în sensul acesta au făcut colegii de la știri. Printre invențiile de la salon se află și un container expandabil. Prezent la salon în miniatură, poate fi considerat cu ușurință casa viitorului. Pentru această locuință nu ai nevoie de autorizație de construcție și poți să te deplasezi oriunde cu ea. Dacă lipim două spate în spate și renunțăm la acest perete, avem deja o suprafață de aproape 50 de metri, poate fi chiar o casă de vacanță cu costuri minime, noi l-am băgat deja în producție, urmează să iasă un prim exemplar într-o lună de zile, nu să depășească 10.000 de euro cu tot ce are înăuntru. Și pentru că în nicio casă nu trebuie să lipsească o sursă de lumină, o echipă de inventatori din București ne-a propus un sistem inteligent care vine la pachet cu propria consolă. Asigură și o puritate a aerului bacteriologică, deci eliminăm orice bacterii, virus purtate de aceste particule. Iar pe partea de lumină încercăm să compensăm lipsa de lumină pe timpul iernii sau pe zile înnorate. Prin intermediul consolei poate fi programată lampa pe diverse scenarii. Dacă ești plecat de acasă, lampa să țină loc, să se aprindă, să se stingă, să simuleze ideea că este cineva în casă. De la eveniment nu au lipsit nici roboții. De dimensiuni mari sau mici, fiecare are câte o utilitate. Genie 5, de exemplu, robotul construit de o echipă a Universității Babeș Bălți, te ajută să deretici prin casă. Este un robot umanoid care ar trebui să poate culege vase sau căni, să le așeze într-o stivă, să le pregătească pentru a fi ulterior spălate sau așa. Poate fi programat să facă și mai multe funcții, spre exemplu, după cum vedeți, poate căra un ghiozdan. Domeniile sunt foarte variate, ne bucură acest lucru, că toate domeniile se arată fecunde, începând cu domeniile sănătate, agronomie, energetică, automatică, electronică, comunicații, robotică, problemele mediului, ecologie și așa mai departe. Peste 60 de universități, stațiuni de cercetare și companii din România, dar și din străinătate, sunt prezente la eveniment. Multe, multe invenții. Bine, sincer, la unele nici nu m-aș fi gândit în mod special, nu? Cum era și asta, cum era cu să programeze mâncarea pentru câine. Acum am mai auzit noi de niște dispozitive, pui acolo mâncare și ăla se tot rotește și tot cade câte o boabă acolo pentru cățel și uite așa are pe parcursul unui anumit interval. Bine, bine, dar ăsta și dispozitivul ăsta se poate dezvolta astfel încât eu cred că așa biologic vorbind și mâța mea are un astfel de dispozitiv implementat în mod natural. Deci dacă îți dai seama, până la o săptămână mâța asta stă singură și nu are nicio problemă. Bine, trebuie să-i lași acolo mâncare, boabe din astea, cât să mănânce măcar o săptămână, apă în diverse recipiente, etc. Dar poate să stea relaxată din acest punct de vedere. Este unul dintre motivele pentru care am optat pentru o pisică și nu pentru un cățel. Un cățel săracu nu cred că ar sta o săptămână singur. Răzvan, tu ești proprietar de cățel. O săptămână ar sta singur cățel tot dacă tu ai fi plecat undeva? Ha? Nu, n-ar sta.
Na, mă rog, sunt plusuri și minusuri pentru fiecare. Sunt plusuri și minusuri pentru fiecare om. Nu că te gândești, băi, omul ăsta lângă mine, dacă ar sta toată viața, uite, astea sunt plusurile, astea sunt minusurile, știi? Dar rămite la un animal sau un obiect, cu atât mai mult. În altă ordine de idei, la Brașov astăzi se deschide târgul de carte și muzică. De fapt, despre acest eveniment chiar am vorbit cu organizatorul târgului Virgil Oniță în urmă cu, cred că vreo 2 săptămâni, ceva de genul acesta. Foarte simpatic om și foarte susținător al culturii. M-a impresionat tot mereu neneasa, pentru că de câțiva ani îl tot văd activ în această zonă. Astăzi, la ora 11:30, va fi, de fapt, deschiderea pe strada Ionescu Grum. Numărul 1 este, din câte îmi dau seama, acest târg. Sincer, nu pot să localizez în cap, dar cei care sunt în Brașov sau cei care ajung în Brașov, cu siguranță găsesc foarte simplu acest târg de carte și muzică, un târg de altfel internațional. În deschidere, Cristian Huidiu cu o chitară electrică, un recital de asemenea susținut de corul de studenți al Academiei Forțelor Aeriene Henry Coandă din Brașov, iar de la ora 12 va fi deschiderea oficială a acestei ediții, ediția cu numărul 13 a Târgului Internațional de Carte. Aș vrea să mai punctez că astăzi la ora 13 va fi lansarea albumului România Paralelă, Alienare și Kitchen, Arhitectura și Spațiul Public. Este un proiect cultural coordonat de profesor doctor arhitect Teofil Mihăilescu, cel care de altfel a fost prezent în platoul nostru și ne-a vorbit despre acest proiect. Vorbeam și despre diverse proiecte pe care le-a realizat el până în acest moment, cu privire la atragerea atenției asupra chestiunilor ce țin de arhitectură, de dezvoltarea orașului, de dezvoltare în general și așa mai departe, dar vorbea și despre chestia asta. Evident, acum poate fi luat și văzut chiar albumul în sine, pentru că este și sub formă unei cărți. E un eveniment la care, de fapt, sunt invitați mai mulți sunt mai multe personalități invitate, vor fi diversi autori, profesori, scritori, nu știu ce, dirijor principal al Filarmonicii de Stat din Sibiu, domnul Bebeșelea, pescaru, psiholog și director, nu știu pe unde, domnul Cisar, care este actor și director al Centrului Cultural Reduta din Brașov și așa mai departe. Personalități multe pentru această lansare a României Paralele. Așa că vă invit să mergeți la Târgul Internațional de Muzică și Carte de la Brașov de astăzi până duminică. Suficient timp în care să ne punem la punct, poate, cu chestiuni din domeniul cultural și nu numai. Bun, haideți să vedem în momentele următoare cam ce temperaturi ne așteaptă seară, că spuneam că azi noapte am luat pe cineva de la aeroport. Ei, așteptând acolo, la un moment dat, mi s-a părut mie că e cam ciudată vremea afară. Când am ieșit, ce să vezi? Ninja. Zic, lasă, că asta e o ninsoare așa. Dar, într-adevăr, până, ce știu, pe la ora 2, când am reușit să ajung acasă, s-a depus un strat pe mașini, un strat alb. Zic, era, cum ar veni, plină iarnă la sfârșit de martie. Zăpada mieilor, cum mai spunem, nu? Cred că așa, numai că, având în vedere că, de fapt, zăpada mieilor pentru Paștele Catolică, doar acum e, nu? În weekendul ăsta parcă e Paștele Catolică, așa-i? Aoleu, suntem în Joia Mare, cum ar veni, din această sărbătoare a Paștelui Catolic. De altfel, oricum, despre o altă sărbătoare vom mai vorbi în scurt timp, pentru că doamna Sulamita Socea va fi în direct să ne vorbească despre un eveniment pe care îl pregătește cumva în legătură cu Purim, dar despre asta un picuț mai încolo. Hai să vedem, deci, niște temperaturi. Bun, foarte pe scurs, să nu insistăm foarte mult, 9 grade vor fi cel mult în zona Crișanei astăzi, mai în sus în zona Maramureșului, că e Baia Mare, că e Satu Mare, aproximativ 8 grade vor fi cel mult la amiază, iar în zona Clujului și mai jos în zona Sibiului 7 grade Celsius. Tot 7 grade vor fi cel mult astăzi în zona Brașovului, pentru că s-a răcit oareșcum vremea. Dacă ne-am fi așteptat să ieșim la mânecă scurtă, ei bine, da, putem să ieșim la mânecă scurtă, undeva dintr-o cameră în alta, probabil, sau ceva de genul acesta, și dacă punem încălzire acolo pe o temperatură suficientă încât să nu ni se facă frig. A, vorba aia, știi, ți se face frig, ți se face pielea de găină, tremuri, te răcești, tușești. Sper astăzi să nu mai am parte de atât de multe tuse ca în alte zile. Eu tot sper să-mi treacă, dar
îmi țin o rezervă. S-ar putea totuși să nu reușesc să câștig în această bătălie sau măcar ceva reprize. Apropo, astăzi alături vor fi doi studenți de la Asociația BEST de la Universitatea Tehnică, pentru că ei organizează o sesiune de întâlniri între studenți și angajatori, astfel încât să le fie mai ușor studenților să-și găsească și internship-uri și poate niște job-uri pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. Dar despre asta vorbim puțin mai încolo. Haideți să răsfoim acum niște ziare, să vedem ce titluri găsim. Mi-am adus aici tofelul, ba vitamina C, ba o aspirină, ba nu știu ce alte minuni de genul ăsta, astfel încât să, cum să zic, eu duc aici o luptă asiduă, dar poate că nu este cea mai mare luptă, în sensul în care n-am trecut încă pe antibiotice. Era la un moment dat un sfat al medicilor, vă aduceți aminte că și când a fost în platou, spuneau medicii, domnule, sigur, antibioticul este un mod de a lupta împotriva, nu știu, gripe, răceli, ce-o fie, afecțiunilor, dar nu se ia acolo că ai câteva simptome de răceală. Până acolo mai sunt alte medicamente, deci hai să le luăm treptat. Bă, mă conformez, de nu-i adevărat. Într-adevăr, durează un pic până trece, dar nu prea ai cum să faci să-ți treacă repede. Vorbeam chiar ieri cu un coleg foarte nerăbdător și spunea, domnule, eu nu mai cred în medicamentele astea. Am luat într-o zi mă la medicamente și a doua zi nu mi-a trecut deloc. Păi, frate, stai puțin, nu poți să-ți treacă de pe o zi pe alta, adică îți trece într-un interval de timp, dar în loc să te țină o lună, te ține, nu știu, o săptămână jumate, ceva de genul acesta. Și ca să nu zicem, e vorba aia, nu? Dane, știi vorba? O săptămână durează până îți trece răceala dacă iei medicamente. Și în 7 zile îți trece dacă nu iei nimic, știi? Ok, bun. Să venim acum totuși cu niște titluri. Monitorul de mediaș, medieșanul de la Cambridge. Mihai Truț a fost unul dintre cei mai buni elevi de la Liceul Medieșan, Stefan Ludwig Roth și din oraș, cu rezultate excepționale și numeroase distincții la concursuri și olimpiade școlare la matematică, fizică și informatică. Din toamna trecută, Mihai este student la prestigioasa și elitista Universitate Cambridge, acolo unde se pregătește pentru o carieră în informatică. Pentru cititorii acestui ziar, monitorul de mediaș, tânărul a dezvăluit cum a ajuns la Cambridge și cum e viața în universitatea care a dat lumii 89 de laureați ai premiului Nobel și savanți, precum Isaac Newton, Francis Bacon, Henry Cavendish, Lord Kelvin, Charles Darwin și Stephen Hawking. Interesant să fii într-un loc în care au studiat oamenii ăștia pe care îi admirăm atât de mult în domeniul științific. Tot pe prima pagină, părintele Constantin Necula vine la Mediaș. Da. Pregătiri pentru alegerile locale și tot un titlu cumva de sezon, târg de Paște în centrul Mediașului. Sărbătorile pascale ale credincioșilor catolici, reformați și protestanți prilejuiesc în această săptămână târgul de Paște în piața Corneliu Copostu. Manifestarea se desfășoară până în 26 martie, 26 fiind sâmbătă. Normal, că duminică cei care au această sărbătoare clar vor fi acasă, mă rog, e o sărbătoare de stat în familie, cum ar veni. Și ce ciudățenie, domnule, că anul ăsta avem o diferență asta de, îți dai seama, o lună și nu știu cât, o lună și o săptămână, ceva de genul ăsta, între sărbătoarea Paștelui Catolic și sărbătoarea Paștelui Ortodox. Apropo, ca o paranteză foarte simpatică, aseară, în prima tură de luat de la aeroport, am luat doi greci. Bun, și povestind una alta, nu știu ce, am trecut pe lângă o biserică și întreabă unul dintre greci, ce fel de biserică este asta? What kind of church is this? Și răspunsul a fost o întrebare, o biserică greco-catolică, da. Zice, cum adică greco-catolică? Adică e o chestie specifică Greciei? Întreabă el, la care eu m-am uitat cam cu suspiciune, așa zic, domnule, dar tu care ești din Grecia mă întrebi asta? Zice, da, pentru că la noi nu prea sunt greco-catolice, adică ori e biserică ortodoxă, ori e biserică catolică. Punct. E, în fine, după care am intrat puțin pe linia istoriei, când a fost povestea de s-a împărțit puțin orientarea din Biserica Ortodoxă, s-a dus înspre partea asta catolică, dar nu cum e la romano-catolic. Vine o lecție din asta de istorie cumva, dar m-a surprins, știi, adică ai o chestie din asta greco, adică greco-catolic, catolica din Grecia, cum ar veni, și tocmai grecii să mă întrebe
cum? Există așa ceva? Or fi și lei, dar poate mai puține. Nu-mi dau seama exact cum. De azi noapte, sincer, până în dimineața asta, n-am aprofundat suficient de mult subiectul pe internet. Numai la români este. Numai la noi. Când a fost în... Da, când a fost cu Imperiul... Da. În fine, da, pe linia asta a istoriei a fost, dar n-am căutat să văd în ce spațiu este împărțirea respectivă, pentru că, da, știam că în urmă cu cât timp s-a întâmplat treaba asta, în fine. Dar pentru mine a fost surpriza asta, știi? E ca și cum, nu știu, te duci undeva și zici, uite ce muzică românească ascult eu. Și când ascult, zici, bă, da, noi nu ascultăm așa ceva, știi? În fine, mesagerul de Bistrița Năsăud, liber la Arad. Țăranii năsăudeni au ieșit definitiv de sub jugul de fier. Așa cum anticipam, scrie mesagerul de Bistrița Năsăud, drugul de fier rămas oprește în calea vehiculelor la traversarea spre zona terenurilor agricole din Năsăud, numită sub Lazuri, nu a avut viață lungă. Gospodarii nu au stat să se împiedice de un ciot, în săptămâna în care au declanșat campania agricole de primăvară și au eliberat în totalitate drumul peste calea ferată. Avem prima pagină de la mesagerul de Bistrița Năsăud. Vă aduceți aminte săptămâna trecută? Exact, uite acolo avem o poză mai mică și una mai mare. În poza mică, poza mică de fapt era poza, subiectul principal în urmă cu câteva numere în mesagerul de Bistrița Năsăud. Și era întrebarea, domnule, e stâlpul acolo, în ce înseamnă? Că nu putem să traversăm peste calea ferată? Că de ce? E, acum, iată, aflăm că oamenii au mai stat să tot aștepte răspunsuri aiurea. S-au dus ei și au eliberat drumul și acum n-au decât să folosească la liber acea porțiune. Strandul Codrișor în plin proces de modernizare. Bistrițenii vor putea face bani în sfârșit într-un strand modern, lucrările fiind începute încă de anul trecut. Termenul de finalizare a lucrărilor este luna septembrie, însă potrivit primarului Ovidiu Crețu, acesta ar putea fi gata și mai repede. Probabil e următoarea chestie. Domnilor, dacă mă votați, știi? Se poate mișca ceva mai repede, dar dacă nu, cumva. Cam asta poate să fie o interpretare a ceea ce s-a scris aici, că s-ar putea să fie gata și mai repede. Da, oradecluj.ro, oradecluj.ro la secțiunea Ora de Cluj, cum scrie autorul, ne invită să-i numărăm Buxus e singularul și pluralul Buxus, cred, ceva de genul ăsta, aluboc din parcuri. Rosala anulează în instanță licitația pentru întreținerea spațiilor verzi din Cluj, câștigată de Garden Center Group. Magistrații Curții de Apel Cluj au dispus ieri anularea licitației pentru întreținerea spațiilor verzi, organizată de Primăria Cluj anul trecut, prin care fusese declarată câștigătoare această firmă, controlată de omul de afaceri Ionuț Oteanu. Pentru o perioadă de 4 ani, licitația a fost contestată de către reprezentanții Rosal, firmă care a administrat până în prezent spațiile verzi în Cluj. Contractul estimat la valoarea de 69 de milioane de lei fusese atribuit de reprezentanții primăriei acestei firme pe ambele sectoare, bănuiesc că s-a împărțit Clujul în două, ofertele câștigătoare totalizând 52,5 milioane de lei. Contestația firmei Rosal, actual furnizor al serviciilor de întreținere a spațiilor verzi, respinsă de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, a fost admisă de instanța de judecată și mai multe detalii găsim pe site. Zi de zi de Mureș. Ajungem un pic în Mureș. Cărțile copilăriei au ajuns la 2000 de elevi. Avem un fotoreportaj și un articol în sensul acesta pe pagina cu numărul 7. Ziua porților deschise la poliție. Ieri a fost ziua poliției, nu? Parcă ieri 23. Nu, ieri a fost 23, da. Ieri a fost ziua poliției. De fapt, în mai multe locuri s-a organizat chestia asta, să deschid porții. Haide să vezi ce e dincolo. Ce e dincolo de poartă, fără să fi făcut vreo boacă, nu știi tu că. Te arunc dincolo de poartă, dar nu în sensul de a te arunca la pușcărie. A început perioada electorală, paginile de politică avem subiecte de acest gen și și se mai discută despre un zbor Târgu Mureș Baden-Baden, de altfel și pe Cluj, țin minte când s-a vorbit, s-a pus legătura asta Cluj-Baden-Baden, a fost așa o chestie foarte tare. Și după aceea m-am uitat pe hartă și am văzut că de fapt mergând la Baden-Baden chiar ai foarte multe zone ușor de, cum să spun eu,
poți să ajungi foarte ușor la mai multe zone mergând pe aeroportul ăsta din Baden-Baden. Transilvania Reporter pe prima pagină are sau deschide cu un reportaj despre meseriași, revanșa meseriașilor. Și avem aici un citat al Monei Nicolici, care este de sustenabilitatea companiei, mă rog, unde de altfel în ultima vreme se tot învârte, da? Pare că într-un mod fain, în sensul că e implicat în tot fel de proiecte din acestea sociale, etc. Lipsa de specialiști este o problemă la nivel național pe care o au toate companiile din România și multe au ajuns să își creeze singure mijloace de pregătire a oamenilor, susțin o clasă, o școală și așa mai departe. Dar este o problemă care, dacă ar fi rezolvată și lucrurile ar fi făcute la niște standarde precum cele din afară, unde se pune foarte mult preț pe educație vocațională, schimbările ar fi majore. Și într-adevăr, oare cine, îmi spunea cineva că noi acum, în prezent, dacă nu mă înșel, avem, să zicem așa, posibilitatea sau e un pic reglementată povestea cu orientarea spre carieră prin intermediul unui psiholog, consultant la școală, abia în clasa 12-a, nu? Nu e nimeni care să aibă copii așa mai mari la liceu. Nu e nimeni. Dar parcă așa mi-aduc aminte că a fost la un moment dat o discuție. Bun, și mai departe s-a întâmplat, băi, în clasa 12-a să-ți alegi cariera, atunci eventual te gândești la care firmă să te duci, că tu cam ai în cap linia pe care vrei să o urmezi. Deci chestia asta cu vocațională, cu nu știu ce, ar trebui mai încă, fiind în ciclu primar, nu cred că ar fi exagerat să trasezi niște domenii în care ar părea să se simtă mai bine copilul, după aceea în ciclul gimnazial să se dezvolte pe latura respectivă, iar la liceu cu atât mai mult deja să cam știi care sunt, nu știu, vreo două, trei domenii unde te-ai potrivi. Nu să mergi tot pe ideea asta că, băi, se cer mulți avocați, ia să-mi duc eu la drept. Și pe urmă faci acolo o varză totală pentru că înveți fără să-ți placă, mă, special, dar ești motivat de gândul că, na, piața, să zicem, ar cere sau e acum meseria în trend, știi? Și ajungi, termini, nici nu-ți place, mă, special, îți dai seama cât e de aiurea, câte dezamăgiri îți dă realitatea, de vine să și vergi acolo. Și n-ai făcut mare scofală, când tu de fapt, poate, nu știu, direcția ta era în altă parte și ai pierdut atâta timp. Sigur că te poți reorienta, nu e asta o mare problemă și de fapt asta este cumva salvarea românilor, a tineretului român din punctul meu de vedere acum, că sunt destul de ușor de adaptat, sunt adaptabili. Dar au fost obligați să fie adaptabili. Dar dacă tu, de exemplu, știi, încă din copilăria ta ți-ai putut dezvolta un anumit domeniu, păi cu atât mai mult ai fi specialist în chestia asta. Hai că mi-au căzut aici, cred că vorbesc prea mult, e un semnal. Bun, alt ziar, Vocea Transilvaniei. Oh, fii atent aici, iarăși avem o paranteză. Deci pe Vocea Transilvaniei avem sezonul de miei. Nu mai e ce a fost. Banii se fac mai mult din export. Bine, asta e iarăși o treabă destul de aiurea. De Paști, foarte bine. Miei, na, sunt la mare cătărăra. Bun, ok. Se cer miei de pe piața din România. Dar se duc mult și de afară. Adică mie aiurea cumva să te duci și îți iei miel din Ungaria. Sau miel din, ce știu, pe unde altundeva se mai cresc. Nu e aiurea, e foarte aiurea. Păi și într-un fel, și oamenii ăștia săraci, este tot chinuie să țină miei, ce știu, pentru a-i vinde de Paști, pentru lână, să crească, mă rog, să facă oi, etc. Pentru carne. Dar dacă nu iese, știi, nu are rentabilitate, asta evident că la un moment dat el o să zică, bă, hai să mă mai orientez și spre altceva dacă asta nu e rentabilă, pentru că nu sprijină statul ăsta, treaba asta cu agricultura, mai tot vorbește, dar, și ieri a fost la un moment dat iarăși un reportajel, erau câțiva fermieri, de fapt mai mulți fermieri intrigați de faptul că, domnule, nu au primit anumite subvenții care li s-au promis, acum și chestia asta cu subvenții, sigur că e un ajutor, dar dacă ți se promite, băi, vezi, fă chestia asta, că eu vin cu subvenția asta. Tu o ai în cap și în plan. E un plan de afaceri pe care ți-l faci tu și fermier fiind, că nu e, dacă nu mă dai cu sapa, îți faci un plan de dezvoltare a activității tale, nu? Ori dacă tu mințezi pe niște chestii, chestiile alea nu vin. Ți se rupe planul, înțelegi? Și se dă peste cap. E firesc ca oamenii să fie revoltați. În fine, da, mi-am adus aminte de chestia asta cu miei și cu ciobanii.
povesteam ieri că eram foarte intrigată, băi, legea asta crinoidă, că interzice să ai câți câini sunt necesari la o stână. Bun. După care vine colegul Viorel și zice, că sunt foarte supărat de faptul că atunci când a trebuit să mă duc, nu știu unde, în apropierea unei stâni, sau era o turmă cu câini acolo, nici n-am putut să mă dau jos din mașină pentru că a venit câinii aia, m-au tot lătrat și ciobanul stătea acolo și se distra. Ok, din punctul meu de vedere, nu legea, adică legea este într-adevăr foarte proastă, dar nu ăsta este modul în care se poate soluționa o situație precum cea descrisă. Adică nu trebuie să dai o lege să fie mai puțin câini, astfel încât tu dacă treci pe lângă o stână să fii în siguranță, ci să-l amendezi pe omul ăla irresponsabil, care este ciobanul, care e și ciobanul din punctul ăla figurat, care nu este în stare să aibă grijă de să gestioneze situația de acolo, să aibă grijă de câinii lui, că dă, băi, dacă tu nu ești un lup, atunci, frate, du-te acolo, tu cioban fiind, și vezi, ai grijă de omul respectiv să treacă în siguranță, sau vezi, găsești o modalitate prin care câinii ăia să facă diferența între un lup și un om. Și mai zicea tot colegul Viorel, Doamne ferește să treci cu o bicicletă pe acolo, te duci și tu, știi, tu faci un mountain hiking sau mountain biking, în fine, și treci pe lângă o stână unde sunt câini, te-au prins câinii în vizor, ai și îmbulinat-o dacă nu ești cu rachetă la purtătorul bicicletei, pentru că nu prea sunt șanse mari să scapi cu bine. O situație de asemenea cretină, pentru că ciobanul ăla ar trebui să aibă un neuron măcar și să meargă și să aibă grijă acolo de respectivii oameni, că tu nu ai câinii ăia ca să-i amuți pe zi ăștia, tot felul, nu știu, călători, turiști, ce-or fi, nu contează ce-or fi. Dacă nu-i lup, frate, păi ai grijă. Dar nu este, nu cred în continuare, nu cred că este o soluție bună să limitezi numărul de câini care să îți păzească stâna. Nu, chiar nu cred. Și mai zicea și colegul Răzvan o chestie iarăși, apropo de căței ăștia de la stână, în urmă cu ceva vreme, și eu mi-aduc aminte, de, și bunicul meu pe vremea când trăia, avea o turmă de oi din asta și câinele din ăsta, un ciobănez mioritic, avea un laț aici, un lanț pe care era legat un laț, un lemn, dar era cât un leu, un laț din ăsta mic. Bătălău, nu știam că zice așa, în fine. Deci un bătălău din ăla acolo la gât și cumva eram mereu mirat, de ce legi, domnule, bățul ăla la gâtul săracului căsel? Și zic, nu, așa se pune la câinii care sunt la turmă, la stână. De ce? Pentru că dacă trebuie să alerge după din astea, o căprioară, nu, ce am zis, un iepuraș, oameni, etc., să nu poată să le împiedice chestia asta, adică nu e ca și cum ar alerga liber. Și zic, bine mă, dar dacă vine lupul, păi da, dacă vine lupul nu e nicio problemă, că atunci îl înhață. Ideea este că oricum nu o să se apuce câinele să alerge după lup, nu? Cam despre asta este vorba. Da, mai sunt câteva titluri, le zicem imediat. Înainte însă aș vrea să vorbim cu doamna Sulamita Socea, pentru că astăzi va fi la Casa de Cultură a Studenților din Cluj un concert de muzică klezmer. Mazel Tov este formația care va susține acest concert și doamna Sulamita ne poate da mai multe detalii. Bună dimineața! Bună dimineața! Chiar vă întrebam și ieri, este un prilej special pentru care se organizează astăzi acest concert? Da. Întâmplarea face sau eu știu ce să zic. Nu întâmplarea. Că, deși este o zi tristă și pentru lumea întreagă, suntem toți cu sufletele cernite pentru cumplitele evenimente ce, din păcate, se petrec în zilele noastre. Astăzi, pentru comunitatea evreiască, este o zi de sărbătoare, care marchează niște evenimente tot cumplite, care erau să se petreacă, dar nu s-au mai petrecut în secolul V înaintea erei noastre, când evreii au scăpat de la exterminare în masă plănuită de Haman, setnicul regelui, prin intervenția soției acestuia, Estera, și acest eveniment consemnat în Cartea Esterei, cunoscută sub numele acesta, este de fapt sărbătoarea de Purim. Astăzi, deci, este Purimul, care este o sărbătoare veselă, care
se bucură de... care se bucură, în care oamenii se bucură, mănâncă, beau și își aduc aminte de minunea care s-a petrecut atunci, în loc să moară, toți ajung în viață. În acest context am conceput exact acest spectacol care ar trebui să aibă loc în seara asta și care, eu știu, poate ar veni ca o replică la ceea ce s-a petrecut și vrea să arate că deși se petrec lucruri cumplite, nu o să ne ascundem în gaură de șarpe, nu o să ne plecăm capul, din potrivă, trebuie să le arătăm tuturor că viața merge înainte și nu putem decât să îi sfidăm pe acești criminali care își imaginează că îngenunchează o lume întreagă. Spectacolul din seara asta, așa cum am spus, este dedicat Purimului, într-un fel, pe lângă muzica și cântecele obișnuite klezmer cu care noi ne prezentăm pe scena Casei de Cultură în fiecare an. A devenit deja o tradiție acest concert klezmer pe care formația Mazel Tov îl prezintă pe scena Casei de Cultură din 2009. Și noi am pregătit, așa cum v-am spus, un concert plin de viață și de bucurie și e foarte greu în astfel de momente să arăți cum să te bucuri. Nici nu știu ce să zic. Cum, din ce unghi privim această problemă? Într-adevăr, e complicat de analizat ce e de făcut, dar cum spuneați și dumneavoastră, cei mai mulți insistă pe acest mesaj replică, nu veți reuși să ne speriați atât de mult încât să renunțăm la viața noastră. Noi vrem să continuăm cu viața noastră, cu drepturile pe care le-am avut până acum. Într-adevăr. Așadar, astăzi, la Casa de Cultură a Studenților, acest concert al formației Mazel Tov, un concert de muzică klezmer. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, pentru această implicită invitație. Și să ne vedem, deci, de seară. Da, sperăm să aducem o rază de lumină în vremea asta tristă. Nu este de bucurie. Nu este bucurie pentru ceea ce se întâmplă în zilele noastre, din potrivă, dar așa cum am spus, vrem să arătăm că viața merge înainte și noi cu capul sus sperăm să-i învingem pe acești criminali care atentează la binele întregii lumi. Iată, astăzi la Casa de Cultură a Studenților acest concert cu acest polimesaj. Da? Sunt mai multe cumva direcții ale mesajului despre care spunea și doamna. Mulțumesc! Foarte, foarte, foarte pe scurt să văd dacă reușesc să zic mai departe. Actual de Maramureș scrie despre vizita importantă a reprezentantului ambasadei SUA în România, prezent în municipiul Baia Mare. Matthew Jones s-a întâlnit cu primarul Cătălin Cherecheș, tot fel de chestiuni. Știm foarte bine că orașul acesta se dezvoltă din ce în ce mai mult și cu atât mai mult aspiră la titlul de capitală culturală europeană. În acest sens, foarte multe proiecte s-au dezvoltat, inclusiv chestiuni care țin de partea americană. Acum, o fi titlul pentru importanță europeană, dar toată lumea știe că pentru a te dezvolta pelezi practic și dincolo de ocean, la resursele dincolo de ocean. Da, unirea de Alba Iulia, pe prima pagină am văzut un subiect de sport, sigur ele sunt mai multe articole aici pe care le putem găsi. Nicușor Stanciu debut de 10 în echipa națională a României cu golul victoriei. Tricolorii au învins Lituania cu scorul de 1-0. Monitorul Express. Cine scoate din mizerie gara Brașov? După ce a lansat la sfârșitul anului trecut o petiție online pentru salvarea gării, document care de altfel a strâns în 3 luni peste 1600 de semnături, Mihaela Mariș îi cere acum ministrului transporturilor un plan concret pentru reabilitare. Deci, iată, partea asta civică, vocală, care de multe ori este foarte deranjantă pentru primari, am mai zis și continuare zic, mă surprind primarii ăștia care, nu știu, au impresia că trăiesc în ceva, în fine, trecut în care, pentru simplu fapt că era primar, voi, trebuia să fie elogiat și ridicat pe pânci, mă lași. Da, vocea asta
a societății, când te împinge să faci lucruri. Mie mi se pare sincer că ar trebui, indiferent că ești primar, că ce o fi într-o instituție asta publică, dar când trebuie să te împingă societatea de la spate, deci nu numai că ți-a atras atenția, uite, ar trebui să facem asta, ceea ce e de bun simț, dar când te împinge, face chestii, ar trebui cumva de, știi, rușinea ta să cam te dai la o parte, că înseamnă că nu ți-ai făcut treaba suficient, n-ai fost suficient de deschis la ceea ce cerea comunitatea. Și la Monitorul Express am remarcat asta, n-am remarcat la alte ziare, sincer. Putem să mai dăm o dată pagina de la Monitorul Express? E, bine văd, da, bine văd. Vedeți acolo, știi, în partea de sus stânga este chestia asta pentru doliu național. Mie mi se pare un lucru foarte decent și de respect, dar nu l-am văzut la celelalte ziare. Nu l-am întâlnit până aici, până acum. Jurnal Bihorean scrie despre vicecampioni la datorii. Fiecare orădean are o datorie publică de 2400 de lei datorită proiectelor europene în derulare. Păi dacă ai o datorie, nu cred că e datorită, e din cauza proiectelor europene în derulare. Oierii la protest, un alt articol, și avem acolo o poză cu tot felul de instrumente care anunță protestul oamenilor și ieșirea în stradă. Și poluarea apelor, un subiect fierbinte în Colegiul Prefectural, un alt subiect pe care îl vedem în acest ziar. Mai avem Monitorul de Cluj, foarte, foarte pe scurt. Roboții iau cu asalt Clujul. Apropo de subiectul pe care l-am văzut mai devreme, cu oamenii ăștia inventivi, inventatorii se întrec în idei, care de care mai ingenioase. Consiliul Județean se transformă în bancă pentru Cluj Arena, conturile stadionului rămân în continuare blocate, iar datoriile cresc de la o zi la alta. Foarte slabă chestia asta cu rezolvarea problemelor. Și Consiliul Județean, deci mie mi se pare că e o instituție atât de slabă în ultima vreme, fantastic de slabă. Mi se pare aproape că nu face nimic sau nu face nimic lăudabil sau nu înțeleg care este rostul. Mi se pare că noi cumva ținem cumva în cârcă și așa ca o povară Consiliul ăsta Județean, pentru că e pe nicăieri, sincer. Asta e părerea mea. Ok, stăm foarte prost cu timp așa, ar trebui să mergem mai departe cu colegii, adică colegii, invitații noștri, pentru că vorbim despre, așa cum am anunțat mai devreme, Job Shop Best. Alături de mine au sosit și Oana și Paul. Bună dimineața! Bună dimineața! Paul, n-am zis Paul, Ionuț, scuză-mă, Ionuț Pații este invitatul nostru, nu știu de ce mă gândeam la Paul, te-am botezat, vine, nu-i așa, Paștele, trebuie să-ți dau un miel, vai de capul meu, o să vorbesc cu unul dintre ciobanii de care vorbeam mai devreme, Ionuț, iartă-mă. Vorbim despre acest eveniment care deja de câțiva ani se tot desfășoară, pentru că de-a lungul emisiunilor de matinal am mai povestit despre Job Shop și despre atâtea activități pe care le face Best din Cluj, o organizație foarte dinamică de altfel și chiar mă bucur, implică foarte mult energia asta a studenților. Dar haide să începem foarte pe scurt cu, de fapt, ce se ocupă în mod special Bestul și după aceea trecem la Job Shop, bine? Am să vă zic eu puțin de partea asta de Best. Bestul este o organizație internațională. Suntem prezenți în 33 de țări la nivel european și în fiecare an încercăm să implicăm peste 3300 de membri în activitățile pe care le desfășurăm pentru studenți, studenți de la universități tehnice în special, și încercăm în fiecare an să aducem evenimente care să aducă spre dezvoltarea personală, dar și profesională. Apropo de dezvoltare profesională, cu atât mai mult vine în ajutor un eveniment cum este Job Shop, pentru că, de fapt, Job Shop ce face? Duce față în față, da, studenții cu diversi angajatori și nu numai, specialiști care să îi ajute pe studenți să se dezvolte pe această linie a profesiei pe care, de fapt, și-au cam ales-o, și-au cam conturat-o. Te rog, la ce ediție suntem cu Job Shop-ul? Job Shop-ul, evenimentul național de carieră, fiindcă se mai desfășoară și la Iași, se află la ediția numărul 22 în acest an. Impresionant! Avem un număr de 23 de companii care o să fie prezente la eveniment. De asemenea, o să mai avem și alte activități în cadrul Job Shop-ului în care să pregătim studenții și participanții pentru întâlnirea lor cu companiile, pentru un posibil internship, un posibil job.
Aceste activități încep de duminică. Începem cu un workshop de CV și o simulare de interviuri ca să fie cât mai pregătiți pentru zilele de luni și marți, când avem zilele de stand, în care participanții, studenții intră în contact direct cu reprezentanții de la companii. După aia se continuă cu mai multe activități susținute de companii. O să avem 5 prezentări de companii, 4 vizite la companii și 3 workshop-uri susținute de acestea. La workshop-urile acelea, de fapt, ce se întâmplă? Adică, de obicei, când spunem un workshop, trebuie să fie o chestie aplicată, nu atelier. Deci trebuie să faci ceva în mod concret. Da, hai să vedem dintre aceste 3 workshop-uri. Avem workshop-uri de la mai multe companii. De obicei se vine cu un produs, cu o tehnologie de la ei, în care studenții pot să-și mai aducă idei, să lucreze pe ea și astfel încât companiile pot să vadă abilitățile studenților și cum interacționează aceștia cu posibile viitoare tehnologii la care ei pot să lucreze. Mm-hmm. Adică, nu știu, ca să luăm un exemplu, vine o firmă cu un motor și acum spune, dragi studenți, ia să găsim o metodă să îmbunătățim motorul ăsta. Da, funcționează în felul acesta, asta e tehnologia, cum ați îmbunătăți, ce ați mai aduce în plus. E un fel de probă practică pentru angajare, cum ar veni, că de multe ori zicem, băi, îmi fac un CV beton, mă cheamă la interviu, vorbesc impecabil, și apoi mă descurc eu în proba practică. Dar, iată, aici lucrurile sunt un pic mai concrete. Trebuie să dovedești în mod real, încă de la început, că ești bun. Sau mai este o altă variantă, mă gândesc, pentru cei care poate încă nu sunt la nivelul ăsta, dar își caută o portiță, e varianta cu internship-urile, care, de fapt, un internship ce înseamnă? O perioadă de practică în care să mergi și să înveți, nu? Despre asta e vorba, sau greșesc? Nu greșiți. Aceste internship-uri pot să zic că puțin variază de la companie, însă în principiu toate companiile își cer un nivel de cunoștință de bază pentru care să te ia la un internship și de acolo te dezvolți personal. Aici depinde și de aptitudinile tale de învățare și de acumulare de cunoștințe noi cât mai repede, într-un timp cât mai scurt. Da, într-un fel, mi se pare, studenții din ce an trebuie să fie ca să participe la toate aceste activități, respectiv să poată să-și depună un CV? Evenimentul se adresează tuturor studenților din Universitatea Tehnică și nu numai, însă aici rămâne puțin la latitudinea și la cerințele angajatorilor. Sunt studenți care se angajează începând din anul întâi, alții care după ce termină. E puțin relativ acest lucru. Și pe de altă parte, că spuneai că unii angajatori au pretenția să existe un anumit nivel, într-un fel mi se pare și logic. Adică dacă tu vii student în anul 3, păi evident angajatorul respectiv trebuie să se aștepte ca tu să stăpânești foarte bine ce materii au fost în anul 3 și 2, ca să dau un exemplu. Apropo de faptul că spuneai că pot participa studenți de la Universitatea Tehnică și nu numai, înțeleg că și de la alte facultăți pot veni să arunce o privire, să se implice acolo în ce activități aduce Jobshop-ul? Desigur, evenimentul este deschis și celorlalți studenți de la cealaltă Universitate Mare din Cluj, Babeș, Bolyai. Sunt și acolo facultăți care au profil pe parte tehnică, matematică și informatică și sunt mai mult decât bineveniți acești studenți să ia parte și să vină și să ia și ei contact cu angajatorii care vor fi prezenți la eveniment. Unde se desfășoară, unde trebuie să mergem, mă rog, dacă am fi student, eu nu mai sunt studentă, dar dacă aș fi studentă care să mă intereseze un job, atunci unde ar trebui să vin și de la ce oră? Vă așteptăm cu mare drag la Casa de Cultură a Studenților. Evenimentul începe pe data de 3, cum am spus, cu workshop-ul săptămâna viitoare, deci. Da, pe 3 aprilie. Iar zilele de stand o să fie zilele de luni și marți, adică 4 și 5 aprilie, începând cu ora 10. Okay. Asta e clar. Trebuie să vin cu un CV frumos scris, dacă nu știu încă, ai spus că este un fel de atelier în care se dau indicii pentru a se scrie frumos un CV. Acum, sincer, mie nu mi se pare că e așa mare scofală să faci un CV, dar, într-adevăr, poate că unii nu au suficientă experiență în sensul acesta și e foarte binevenit acest atelier sau, mă rog, nu știu cum să-i spun eu, un fel de atelier, da? Cum să scrii? Și atelierul de interviuri. Pentru că e vorba aceea, domnule, eu sunt inginer, nu știu să vorbesc. Cred că am cam depășit, sau
speranța mea este că am depășit un pic vorba asta, chiar dacă ești inginer, cu atât mai mult trebuie să știi cum să-ți construiești discursul și cum să-l livrezi frumos, zic. O să mai avem tot în cadrul evenimentului și o conferință numită Cariere de Succes, în care o să avem invitați mai mulți speaker care să le vorbească despre drumul lor spre carieră. Anul ăsta o să avem topicuri pe startups, cum să-ți începe o afacere, care e calea pentru o afacere de succes, care sunt greutățile, ce întâmpin pe drumul spre deschiderea unei afaceri. Și apropo de chestia asta cu speakerii care sunt invitați să vorbească, cred că atât mai mult sunt de impact sau sunt mai credibili cu cât dacă iei o carte și zici, păi uite, o să întâmpin problema asta, 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 dacă îți faci o afacere, știi? Și zici, bine, o, niște chestii generale. Dar vine omul și îl vezi și spune că el din experiența proprie a întâmpinat lucrurile astea. Cu atât mai mult înțelegi că sunt niște lucruri care, nu știu, le percep mai reale și mai aproape și înțelegi mai bine fenomenul ăsta. Deci cu atât mai bine e binevenit discursul ăsta sau discursurile speakerilor pe diverse chestiuni foarte aplicate. Că nu tot teorie facem și la școală, cred, mă rog, fiecare facultate are bucățile sale de teorie. Dar când venim cu lucruri aplicate și lucruri practice, cred că studenții cu atât mai mult percutează. Nu numai studenții, tineri în general sau oamenii din zilele astea, cred. Câți studenți aștepta să vă treagă pragul? Da, job shop, nu știu, vă aștepta să vină... Câți studenți are Universitatea Tehnică? Vreo? Peste 10.000. 10.000, bun. 10.000, crezi că vin la job shop? Vrem să vină toți. Ne-am dorit ca acest număr să fie... Să ne, toți acești studenți să ne treacă pragul, însă noi ne așteptăm la un număr de peste 2.000 de studenți care să vină în cele două zile de standard. Foarte bine. În anii anteriori ați făcut o statistică aproximativ câți oameni au... pleca sau în urma job shop-ului cam câți oameni și-au găsit un internship, un loc de muncă sau, mă rog, au încheiat anumite colaborări cu angajatorii invitați la job shop. Aveți o statistică? Nu avem un număr exact, însă putem spune din faptul că avem companii care colaborează și participă la acest eveniment de mai bine de 3-5 ani, de exemplu. Vă să spun că sunt mulțumiți de oamenii pe care au găsit și în continuare doresc să recruteze de la acest eveniment. Și mă bucur că sunt, mai ales în domeniul ăsta tehnic, am remarcat o deschidere foarte mare a companiilor pentru a lua studenți, pentru a și a-i forma, dar și pentru a-i pune, să zicem, pe linia lor, pe viziunea lor a celor din companie, astfel încât după ce termină facultatea să rămână în continuare acolo. E și un lucru care, mă rog, cumva pentru sufletul meu e foarte încântător, că nu sunt atât de tentat să plece din țară și rămân aici. Vorbeam și mai devreme, a fost un reportaj pe care l-am dat despre salonul de inventică, de fapt tot cu universitatea voastră, cât sunt de talentați oamenii ăștia, cât sunt de inventivi. Și atunci de ce să ne plece? Să rămână aici, domnule, vreau aici să se dezvolte aici, să se dezvolte nouă zona. Deci, cu atât mai mult mă bucur. Sigur, sunt multinaționale invitate, cred. Acestea oferă tot felul de facilități, mă rog, perspective de ascensiune în carieră și așa mai departe, dar să urce în carieră aici, în România, sper eu. Bun, vă urez mult succes. Unde se pot găsi mai multe detalii? Aveți pagină de Facebook, site, unde se pot găsi detalii despre acest eveniment, Job Shop? Ionuț? Da, desigur. Site-ul nostru este cluj.jobshop.ro, unde pot găsi un program detaliat al evenimentului, precum și detalii despre companii și activitățile care o să fie. De asemenea, acolo o să pot înscrie și pentru activități. Poți să-ți lași și CV-ul, să-l depună, iar noi o să ne asigurăm că ajunge la companii. Asta în cazul în care nu ajung, desigur, la zilele de stand. Mă gândesc cumva, e firesc de înțeles, la ateliere sunt locuri limitate și deci trebuie în prealabil o înscriere, așa că urmărim acolo cluj.jobshop.ro, da. Iar pagina de Facebook? Best Cluj Napoca, o să ne găsiți. Intrați pe Best Cluj Napoca, mulțumesc foarte mult, să vă fie o ediție cu succes, ediția cu numărul 22, iată, este și la Cluj, e concomitent Clujul cu Iașul? Ediția de la Iași a avut loc săptămâna trecută. Deja. Da. Bun. Și Clujul săptămâna viitoare, 3, 4 și 5 aprilie. Mulțumesc, Ionuț și Ioana. Ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 8 și astăzi după ora 11 ne auzim la Napoca FM. Toate bune!